Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună seara! Numele meu este Mureșanu Romeo Marius. De profesie sunt lăutar. Numele meu de scenă este Romi Cătuie. Am 41 de ani și vin de la Pitești. Am formația mea, am un band, mai colaborez și cu alte formații, am atâta experiență de 20 de ani. Astăzi am să fac o pizza. Pizza gătesc în principiu. Este o pizza puțin mai diferită, în formă de stea. Am zis să vin cu ceva mai special pentru șefii noștri. Am venit la șef la cuțite, cu o provocare care chiar vreau să văd dacă-mi iese. Pentru început voi pregăti baza. Pe ce voi face pizza? Adică, practic, avem nevoie de o tavă. O tavă de bucătărie normală. O găleată de nisip. Vă spun imediat pentru ce e. Și câteva cărămizi de șamotă. Este ceea ce mi-a trecut mie prin cap, ceea ce fac eu. Am invenția de a face o șamotă, de a face un pat de șamotă la cuptorul de acasă. Să te apropii cât mai mult de cuptorul de performant de la orice pizzerie. Pentru că în tava de gătit, mai ales dacă pune și hârtie de copt și face pizza, se face un condens, nu se coace. Nu e, ca să prindă o coacere, ca să fie pizza aceea care se ridică și o ții așa, în mână trebuie să folosim o șamotă. Mă chinui, mă sacrific, fac tot efortul. Trebuie să reușesc. Nu există nu. Nu există pentru mine, nu există nu pot. Mamă! Șef, vă salut, respectele mele, vă doresc poftă bună să degustați aceste pizza și abia aștept să ne vedem. Vă mulțumesc! De ce e asta, mă? Nu știu, ce e desert, ce să fie? Ia uite, băi. Urlam în spate că mi-e poftă, vreau să mănânc la maggiore. Ce e astăzi, ziua italienească? Pizza cu rucola, trufe, rociseri, burrata. Și mai are ceva deasupra, pe aici a pus deasupra, roșii. Doar roșii uscate? Ce condiment e ăsta roșu? Nu sunt, bă, doar roșii tocate, băi. Trufe, sunt trufe. Da, uite ce frumos a făcut aici. Asta e umplută cu ceva? Mm-hmm. Da. Care? Mă, da, destul de curajos să facă pizza aici. Da. Și uite, culmea e coaptă. Culmea e coaptă. Da, la pizza chiar sunt pretențios. Dacă la mâncare vi s-a părut că am fost vreodată pretențios, la pizza chiar sunt pretențios pentru că nu-mi place pizza. Nu-ți place pizza? Nu. Și ca să fie o pizza foarte bună, trebuie să fie genial. Și la început de carieră, unde lucram, mâncarea de personal era pizza. Și am băgat pizza 6 luni de zile. Da. Dacă să mănânci zi de zi, pizza cu salam. Știi, iute? Și eu când a apărut pizza în România, numai pizza cu salam în buce. Da. M-am demoralizat când am auzit că nu-i place pizza. Păi nu-i place lui Florin, dar mai sunt doi șefi. Curaj mult! Ia uitați-vă, bă! La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să-mi petrec cu amintiri din viața mea. Sunt vagabonturi vieții mele, ca într-un film oraș ca bun, măturător de toate stele și cu surciu fără cusuri. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la ce bun, că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât și nu i-am dat cât aș fi vrut. La sfârșit un pic de inflexiune, da, că trebuia. Salutare, domnilor, încerc comitane politicos, amitate de ecosistem. Foarte frumos. Mureșanu Romeo Marius este numele meu și de profesie sunt lăutar. Numele de scenă este Romica Duet. Romica Duet, dacă în singur. Romica Duet vine, dar am cântat la Pitești 12 ani într-un restaurant club cu același nume Duet și cei care mă băgau în telefon Romica, da, Romica Duet. Okay. Da, și da, a rămas numele Romica Duet. Când la vârsta de 6 ani, tatăl meu a fost șoferul lui Vali Vigelie. Vali Vigelie a fost mentorul meu, cel care m-a învățat
cu vocea și datorită lui am ajuns să cânt. De la lăutar am trecut bucătar, de la bucătar pizzer, la nu mă găsiți într-o emisiune de frizeri. Orice pentru mine este bun făcut. E nevoie să intru într-un domeniu, mă implic cu trup și suflet. După 12-13 ani de cântat, am zis să deschid o afacere, să mă potolesc puțin, să nu mai pierd nopți. La Pitești am deschis un restaurant și nu l-am pierdut, n-a fost un faliment. A venit pandemia și mi-a dat un cartonaș roșu. Pandemia, m-am reîntors la muzica mea și am plecat iarăși de la zero. Dar ai inventat și tu o melodie? Da, sigur, am undeva la 50-60 de videoclipuri scoase sub numele Marca Romica Duet, adică am melodiile mele proprii. Serios? Da, da. Și ne cânti și nouă melodia de-a ta? Sigur că da. Haide! Ia, fii atent, mă, că are și melodia lui. O melodie care am scos-o chiar ieri, am făcut videoclipul. Ia, uiți. Ia, așa e proaspăt. Șampanie și fructe de mare, caracatiță și femei brozate, toate bine îmbrăcate, care vor la lup și viață de noapte. Bravo, omule! Eu, Marea, eu accesez mai multe stiluri și manele. Auzi, ar trebui să faci o melodie despre Scărlătescu. Să știți că cu muzica nu e de domeniul nostru, de activitate, nu ne băgăm, dar de mâncare... Că aici ne pricepem cel mai bine. Un pic am prea cu de toate. Adică ai și roșii uscate, și trufe, și burrata, și prosciutto, și rucola, și sos de roșii. Nu prea mai e pizza. Am încărcat-o puțin, da. Înțelege, un pic am prea amestecat. E mai românesc așa. Nu este ușor să faci pizza în 60 de minute aici. Este complicat. A fost corect. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Păi, felicitări. Vezi că nu-i târziu să mai faci o pizzerie. Da. Mulțumesc din suflet, dați-mi voie să mă strâng. Am avut emoții, dar mă bucur că cei trei șefi au apreciat munca mea și am primit și acest minunat cuțit. Pentru etapa care urmează, sunt pregătit, nu mă tem de nimica. Trebuie să merg mai departe și să-mi dau toată silința, tot ce am mai bun. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.